Mergem mai departe. Violența face legea în școala românească. 8 elevi din 10 spun că au fost martori ai unor scene de bullying la clasă. Asta înseamnă că au asistat la violență fizică ori psihologică cu intenția clară de a răni. Asta arată datele cele mai recente anchete derulate de Salvați Copiii România. Iar vestea cea mai rea este că procentul crește de la un an la altul. Discutăm pe marginea acestui subiect cu profesorul Ovidiu Pânișoară, psiholog și expert în politici de educație. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor! Bună seara, bine v-am regăsit! Este o diferență între bullying și violența școlară? Cum se naște, de unde pornește acest fenomen distrugător și cum poate fi controlat? Chiar așa este definit bullying-ul în românește, da, violență psihologică și fizică asupra unui copil în cazul de față, deși dacă vorbim de violență școlară, am văzut în ultimul timp situații în care violența este în toate direcțiile. Adică vorbim de violența unor copii asupra altor copii, de violența unor copii asupra cadrelor didactice și de violența unor cadre didactice asupra copiilor. Și să știți că dumneavoastră puneți în evidență prin acest raport de a salvat copii și violența fizică, care într-adevăr este cea mai vizibilă și care da, aduce o imagine puternică, da, o imagine care ne poate afecta emoțional, ca să preiau o expresie din televiziune, dar există foarte multă violență psihologică bazată pe partea de comunicare orală. Gândiți-vă că anumiți copii sunt traumatizați pur și simplu pentru că sunt făcuți proști sau pentru că se bârfește despre ei. Deci avem foarte multe forme de violență cu care, într-adevăr, din păcate, ne confruntăm la nivelul societății în ansamblu, iar școala este o oglindă fidelă a societății. Iar post-pandemic, dacă ne uităm, cred că am fost aruncați așa un pic într-o zonă de incertitudine, ceea ce a dus la exacerbarea modului în care nu mai reușim să facem față unor emoții. Nu reușesc abuzatorii să facă față furiei pe care o au, nu reușesc victimele să facă față fricii, nu reușim cu toții să facem față anumitor emoții, cum ar fi disprețul, cum ar fi dezgustul, cum ar fi tristețea. Cred că de aici pornește totul. Pornește de la modul în care noi învățăm să ne gestionăm anumite porniri și anumite reacții care la bază au niște instincte și ce să facem de aici încolo. Domnule profesor, de unde se declanșează acest mecanism? Cum devine un copil nevinovat, un bully în mediul lui social la școală? Acum să știți că sunt mai multe perspective. Este clar că mediul este aproape hotărător. Chiar dacă există pe undeva și anumite elemente, să spunem așa, ar putea să fie niște elemente native. Mi-aduc aminte de o definire a unui autor, Pondi, care spunea că există comportament conflictual, adică unii oameni sunt mai certăreți, mai conflictual decât alții și intră mai ușor în astfel de probleme. Dar credeți-mă că de fiecare dată o persoană are la bază totuși un fond pe care poți să construiești pozitiv. Dar vine societatea, vine școala câteodată care se ocupă mai mult de informare, hai să învățăm matematică, chimie, geografie și nu prea ne mai interesează ce oameni avem în față. Și mediul în care copilul este azvârlit într-o școală, într-o societate bazată foarte mult în ultimul timp pe violență și mai puțin pe reguli, și împarte foarte repede această societate pe copii între agresori și victime. Da, e probabil preocuparea tuturor părinților în ziua de azi în contextul acestui fenomen îngrijorător întâlnit la scară atât de largă. Cum antrenezi un copil să răspundă în fața unui episod de bullying? Păi, cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem, dincolo de niște cursuri serioase de gestionare a emoțiilor, și asta ne-ar ajuta inclusiv, vă dați seama că învățăm nu doar să facem față agresivității, dar gândiți-vă copiii care se pierd în fața unor examene naționale pentru că le este teamă. Deci managementul emoțiilor ajută la foarte multe lucruri, inclusiv în cazul de față. Dar există și o teorie a imunizării foarte interesantă. Exact cum un vaccin te imunizează pentru că îți creează anticorpi, așa ar trebui să discutăm cu copiii acasă și la școală și să le spunem ce faci în situația X cu care copilul încă nu s-a confruntat. Și astfel, în situația respectivă, copilul își pregătește niște anticorpi ca dacă cumva, vreodată, se va întâmpla să li se întâmple ceva, să nu rămână înghețat, să nu intre la mână în situația, pentru că un agresor se bazează că victima nu are replică. Să aibă un răspuns pregătit. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor!